Am observat în trafic o mașină cu numere de MAI, jandarm ca pasager și jandarm ca șofer, și niciunul nu poartă centură. Păi, de ce? Credeți că în caz de frânare mai rămâneți cu dinți, capul întreg? De ce nu purtați centură de siguranță? În caz de accident sau de frânare bruscă, rămâneți amândoi fără dinți, cu nasul spart, și o să ziceți că era accident de muncă, nu? Dar nu sunteți în misiune. Nu sunteți în misiune, n-aveți girofarul pornit, deci ar trebui să purtați centura de siguranță amândoi, că așa vă obligă legea.